Am să vă vorbesc, dragii mei, despre un obicei. Here we go. Ați văzut că am fost iar în temple? Ați văzut câți credincioși sunt aici? Toți. Exact. Mai este un obicei despre care n-am vorbit. Ce obicei mai ai? Mai există ceva ce n-am văzut ca obicei? Sigur, plecăm și din Mumbai și încă obiceiuri mai sunt. Da, da, mai auzit și acasă. Atunci când pleacă la drum, ei își binecuvântează mașinile. A. E, și uite aici mi s-a spart fața. Binecuvântarea mașinii. Și au un întreg ritual pentru asta. Haideți să-l vedem și noi. Hai. Bos, și la noi se face. Și la noi e bos. Hai, mă, bro, las, ok, e o limită. Du-te, bă, băi, am explodat de război. La noi se sfințește. Poți sfințești casa, sfințești mașina, cum să nu? Și la noi e la fel. Vine popa și citește, scântă. Adică un fel de feștanie. Dacă n-ai mașină, de unde să știi tu asta? A, deci el și-o auto binecuvântează. Da. Ce spune automobil? Îi pune apă sfințită la ștergătoare. Floricele. Ghirlanda de flori. Mă așteptam să ia ulei, să dea pe acolo, doamne. Du-te, bă, că e prea amuzant, mă, lasă-mă. E amuzant, e amuzant. Altceva. E, mai drăguță. E o tradiție de 4.000 de ani asta. Un ritual din asta, nu, nu înțeleg, prima oară când au ales ceva. Cum, că, frate, că și la și noi oamenii își sfințesc mașinile, că există de cel puțin 6.000 de ani, adică... În cele mai vechi timpuri e trăția asta. Când oamenii și-au luat mașini... Da, la ei e un pic mai exagerată treaba. La noi vine preotul, dă cu tămâie, aruncă niște apă sfințită, zice o rugăciune și la revedere. Și hop, 50 de lei, un milion. Dacă n-a terminat. E, dă cu degetele. Și acum? Dă cu un praf de orez. Puțină vopsea, pudră și orez. Le orez de 3 ore. Îl pune pe capotă. Da, un ritual destul de complex și adică... eu nu înțeleg cum este ritualul ăsta de mii de ani, că mașina s-a îngumit. Biți, am gumit, ești nebună la cap, a, da? Aberam cum să fie, a. Doamne. Și cu pe aia niște pietre, le pune jos, se închină. Nu ne venea să credem. Și se sparge nuca de cocos în fața mașinii. Ca să-ți meargă bine. S-a spart ghinion. După care se iau două lămâi sau lime, în cazul nostru. Au profitat și de lucrurile pe care le aveau. O nucă de cocos, niște lime-uri, că astea au ei pe aici cel mai des întâlnit. Este un? Altceva. Cam acesta ar fi ritualul. Ia să tu filmul ăsta, mă. Cerebel, hai repede încoacă, am o problemă. Bine, hai, stai să sfințesc mașina. A, nu, mă, nu, nu, nu. Ia zi, Oase, în prima ta zi de angajare, tu îți permis să întârzii? Spune și mie, te rog frumos, de ce ai întârziat la muncă? Prima ta zi de muncă. Domnule, scuză-mă, trebuie să-mi binecuvântez mașina. A, atunci ai voie, da, sigur. Da, da, ai mai ai urmă de roșu de la pe mână ca să știu dacă chiar a fost pe bune. Vreau să văd ghirlanda afară, nucile, tot, doamne. Așa, și noi n-avem mașină. Dragii mei, nu este pe principiul am întârziat la muncă astăzi pentru că am sfințit mașina. Este pe principiul am întârziat la întâlnirea cu tine, Gina, pentru că am sfințit mașina. Am sau înțeles. Mașini. E multă treabă de făcut ca să faci acest ritual la mașină. Și mai ales să-l faci atunci când te grăbești și exact. În stradă la autostop. Puteți să dați acel coș mai departe, pentru că acesta este avantajul vostru. Nu va trebui să sfințiți mașinile cu care circulați până la punctul de întâlnire. Ne bucurăm că nu trebuie să facem asta și că trebuie doar să oprim mașini și să ne urcăm în ele și să plecăm. Pe când ceilalți vor trebui să sfințească fiecare mașină cu care vor merge până ne vom reîntâlni. Hai, Iacuș! Thank you. Nuca de cocos nu va trebui să o folosi decât o dată la prima mașină. Ok. În rest, ghirlanda, lime-urile, lămâile, orezul. Binecuvântat și cu ghirlandă pusă pe radiator, ți-ai binecuvântat singurel mașina și îi dai drumul. Super, hai că mai prindem noi ceva loc. După ce că plecăm ultimii... Bro, să înceapă distracția. Prime, bineînțeles, Bogdan și Cocuța, pregătiți-vă. 3, 2, 1, drum bun, dragii mei. Mașina voastră nu se fie sfințită, să știți. Doamne, ajută, e de Dumnezeu. Ajută. Se vor adăuga minute bune în plus celor care vor trebui să facă această misiune. Noi, dacă prindem o mașină, ne-am urcat și am plecat direct. Simpaticilor, eu vă aștept în Vai, la Da Dravid High School. Dar ca să ajungeți la mine, treceți mai întâi prin orașul Surun. Gata. Surun.
Șerban și George. Baftă, guys! Succes, dragii mei, drum bun! Mulțumim, Gina! Pa, pa! În mod evident că pierzi un minut jumate, două, făcând acel ritual. Da, nu o să fie la fel de fiecare dată. Mai lăsați-mă, măi, nene, că ce-s eu, popă? Exact. Da, unde să fac? Oricum eu nu cred în astea. Nu știu de ce ne pune să facem chestia asta, că eu nu cred în ele. E un soi de maimuțăreală cu cocosul în mână. Du-te cu camionul, du-te, du-te, că ne iei mașini de sub nas. Ruby și Robert, pregătiți și voi? Yes! Ca întotdeauna! Succes, dragii mei! Drum bun să aveți! Pa, aveți! Pa! Noi îl avem toți pe Dumnezeu înăuntru, dar acum să stai să sfințești mașina, mi se pare... Și nu ți-o sfințește un preot. Bine, mă, să zicem că ți-o sfințește preotul aici. Eu pot să sfințesc eu mașina. Nu știu, păi, adică... dar n-ai tu, că noi îl avem toți pe Dumnezeu. Așa este, noi... păi da, dar tocmai de-aia nu mai ai nevoie de ritualul ăsta. Că păi da, dar mașina nu l-are pe Dumnezeu. Și iacă-tă și ultima. Dar merge și la oameni să sfințim că... Încerc și eu, poate. Nu, doar mașini. Super. 3, 2, 1, succes! Fugi, bă! Mulțumim! Drum bun să aveți și voi! Mai avem timp să vorbim un pic. Și cred că mai am să vă spun ceva. A venit Morodan! Nu mai, nu. Cât? Asta e expres continuă! Ah, okay. M-am întors, Gina, a trebuit să mă întorc pentru asta. Ok, am ajuns! Bă, cel puțin bine că nu ne-am mai dat un handicap. Da. Personal, că eram obișnuiți deja. Noi avem deja. Eu vă aștept în UAI, la Dravid High School, dar ca să ajungeți la mine, treceți mai întâi prin orașul Surur. Deci postul e Surur. Da? Hai mai jos. Hai. Mai jos de atât? Hello, sir. How are you? We are from Romania. We film a TV show and we are in a competition. And we need to go fast to Surur. You go in that way? Yes. Ah, perfect. Oamenii ne spun că ne pot duce până undeva la jumătatea drumului. Dar nu contează, e bine că plecăm de acolo. There's another team. Baftă, băieți! Să fie, la fel! Eu cred că oamenii se vor bucura în momentul în care vor auzi de treaba asta, pentru că fiind un obicei de-a lor străvechi și ei fiind atât de spirituali, n-au cum să spună nu, străvechi, pentru că străvechi, e ca străvechi, nu cred că în continuare e străvechi, am zis. Mă rog, străvechi de acum două săptămâni. N-au cum să spună nu, pentru că se gândesc că îi bate Ganișa, îi bate Shiva, îi bate Morciba, eu știu. Hello, guys. Hello, guys. Thank you for stopping. We try to get to Surur. We are in a competition. Are you going that direction? Surur. Surur? Can we come with you? Yes. Thank you so much. Ah, but it. First we have to bless the car. First. So you know, it's... We have to bless the car. You know the ritual? We have to do the tradition. It's part of the mission. So it's okay? Thank you. Mi-am bucurat. Eu m-am bucurat cel puțin că nu mi se părea foarte ușor să scundești pe cineva. Dar oamenii au acceptat imediat, doi băieți tineri. Am prins aia, am pus lămâile. Cu greu să desenez, că nu aveam salivă să folosim praful acela să desenăm simbolul. E bine. E mai greu să spargi nuca de cocos. Da, o să sparg eu. E să-l morovesc. Nu s-a spart. S-a spart piatra. Am pus altă piatră, mi-a dat altă piatră mai mare, prea mai tare. Wow! S-a spart și piatra asta. Ah, I broke the rock! Dă-i la băiat! Ne-a ajutat șoferul, ne-a arătat de fapt tehnica. Ok, I have to peel it. Ok. Trebuie să iei câteva fâșii de nucă de cocos de pe ea. Durează ceva ritualul ăsta, viți? Nu durează nici 10 minute să sfințești o mașină. Nu, durează 7 minute, să zicem. Nici măcar 7 minute. Durează. Poți să faci pe repede înainte, imediat. Părerea mea, eu pot să mă mișc foarte repede. Pentru el totul e mai greu. El e mai lent, da, voi știți. Da, dar la nuca de cocos ne-am blocat un pic. Am spart pietrea. Țin ce-s făcut în ucile astea de cocos, nu știam ce neva să mai fac. Păi mai dă-i odată, ce să zic? Yeah! A reușit să spargă nuca de cocos destul de greu, iar asta a făcut ca sfințenia să dureze 10 minute până la urmă, deși eu credeam că în 2 minute a durat. Suntem deja în nici surur. Nu eram și nici nu sunt în cea mai bună formă, dar în continuare sunt la fel de leșinat și... Și leșinați nu spargă cocos. Oh, Fidito! Am numai după ce... Oh, Doamne! You make these dolls? You make dolls? Yeah. You are making them? Yes? Sururu.
Ia vorbește-o pe, a? Prima mașină pe care am prins-o. So hello, sir. Are you going to Surur? Yes. You go? Help us out, sir. Come on, be a nice guy. We have no money, no phones, just a map. So okay. Please help us. Help. Thank you. Thank okay. you. But wait. Hi. First, we have to bless your car first. It's a mission it's we okay. have. Yeah. Hai să o sfințim. Cine e acolo? Tot Șerban? Șerban, da. E de bine. Okay, gata. Okay. De acolo. Two times. Fă-i semnul ăla și pune orez. Așa? Da, brate. O dungă, așa. Așa, ca pe frunte. Orez? Orez? Norocul nostru a fost că șoferul era un răbdător, se vedea pe el. I-am spart bara. Bara era să-i spargă farul cu nuca de cocos. Ce se fac? Trejupuită? My friend, stop!